Zombie Apocalypse. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe canal cu un nou joc horror pe care l-am găsit pe Steam și aș dori să vi-l prezint acum, nu știu cât de mult o să vă placă. De-aia fac acest videoclip, pentru că poate, cine știe, trecem la o altă serie, dar jocul ăsta nu e foarte mare pentru că este un prolog și după cum vedeți aici se numește Evil Inside și da, este un joc horror, dar e un prolog, adică demo, e demo la un joc și, jocul fulcic o să apară chiar mâine, gen eu fac filmarea de pe 24 și pe 25, cică, am văzut eu pe Steam, că o să apară jocul full. Bă, de-abia aștept, cine știe, poate să facem un episod în care jucăm jocul full. Asta, bineînțeles, dacă o să-mi permită laptopul. Așa că nu uitați de un like aici, hai să facem și noi peste 25 de like-uri și hai să dăm și noi un new game. Uite, o să dau pe, nu știu, runda 1. To start a new game, da. Și este un joc horror indie, adică poți să te miști prin case. Și da, hai să vedem. And we have breaking news, așa. Our reporter at the crime scene. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well, in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. Ok. Cică s-a găsit un corp mort și pana mea. Cică va fi arestat la care l-au omorât sau a fost deja, nu știu. Nu știu sigur să vă zic. Hai să vedem. Bom, deci mă mir cam 60 de FPS-uri, ești nebun cu grafica asta. Băi, deci jocul are o grafică bună, deci bună, nu că decentă sau așa. Dar uitați-vă ce grafică are, dude. Și mă mir că merge în laptopul ca lumea. Mă mir. Deci pana mea, și eu mă mir. Și gândiți-vă că am de-abia graficile pe medium, adică... Uitați-vă ce bine arată cu graficile pe medium. Fii nebun la cap. Your mother. That happened many months, așa. Yeah, sorry, listen. Are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me what you need. I need you to make contact with my mom. Okay. But... Ok. Și acum? Oh my god. E clar. Deci sigur n-a avut o iluzie ceva. Oh, ia uite tablă Ouija pe masă. Oh my god. Ce-a fost aia? What? Sincer, am puține emoții. Da, nu știu, sper să se miște bine și pe filmare. I just fainted, ok. Bă, nu pot să deschid ușile. Nu văd să pot să deschid ușile. Sau să pot să interacționez cu ceva. Momentan. Mamă, deci e minunat jocul. Am 60 de FPS-uri. Rupe, ești nebun. My mom is dead, my father in prison and I have to take care of my brother. Ok, ci că trebuie să ai grijă de fratele lui. Ușa încuiată. Aici a văzut el fantoma aia sau ce era. Ok. Hai să mergem înainte. Oh my god, am emoții, pentru că fac episodul ăsta la ora 9 noaptea. Da, exact. Mam. Ce e asta? Lasagna? Vreau și eu. F? Jackie? What the fuck? Jackie?
E un bebe sau ceva, what? Nu știu ce a fost aia. Mă, pe aici nu pot să vă, nu văd să fac mare lucru. Ușa asta nu pot să o deschid. Hai să mă duc înapoi. Cine știe? What the hell? What the hell? Ce? Ce s-a întâmplat, mă? S-a deschis ușa. Ok. Joc? M-am speriat de chestia asta. E clar. E clar. Dacă mă sperii din chestii din astea, ce reacție o să am eu când o să apară o chestie în fața mea? Masă de biliard. Dar ce trebuie să fac aici? Bă, credeți-mă că am emoții. Am emoții pentru că nu știu despre ce e vorba în joc, dar deloc. Nu știu ce trebuie să fac. Și nu știu care-i faza. Mai e un fel de coridor acolo. Ok, o să ne ducem. Încep să-mi fac griji că aici am mai puține FPS-uri. Încep să-mi fac puține griji. Ok. S-a închis ușa. Iar acum... Asta m-a speriat puțin. Am ajuns din nou aici. S-a deschis ușa asta. What the fuck was that? Dar nici nu s-a văzut bine. Du-te-n puii mei că m-a speriat rău de tot. Băgam... bebe? Oh my god. E un bebe. Nu-mi plac melodiile astea. S-a încuiat ușa. Opa. Ok, deci trebuie să fac ceva în camera asta. S-a deschis înapoi ușa. Tu-ți bați joc de mine. Oh my god. Bă, deci jocul ăsta... o să mai fac un joc pe canal, dacă e. Și o să vă zic cu ce seamănă jocul ăsta. Mi-a amintit de un joc. Credeți-mă că deja mi-e frică. Ce se aude? Oh my god. Deja mi-e foarte frică. Dude. Dar pe aici nu văd ce să fac, știi? Gen... Nu prea pare să am treabă, știi? Sună un telefon. De aici? Se aude o respirație. Du-te în puii mei. This breathing? Mom? Dar de ce crezi că e maică-ta în puii mei? Dacă ai zis că maică-ta e moartă. Bă, deci când... ok. Bă, deci când a fost primul jumpscare... deci de când cu primul jumpscare, acum mie e mult mai frică, dude. Cu bebele ăla.
În pana mea. Pe aici nu pot să mă duc. Probabil trebuie să fac ceva pe aici, dacă nu... Trebuie să mă întorc sau... Eu știu. E creepy jocul, e foarte creepy. O să vă las un link în descriere dacă vreți și voi să vi-l descărcați. E fain jocul, se merită. Dar eu bănuiesc că trebuie să fac ceva undeva. Că gen... Oh my god. Mă, frate, dar mă uimește grafica asta, ești nebun. Pentru laptopul meu, care e vai de capul lui, nu mă așteptam, și vorba aia e și în joc gratis. E gratis pe Steam, puteți să vi-l luați și voi. Stați să văd că poate mai trebuie să fac ceva pe aici. Și nu știu eu. Să crezi tu că mă mai duc în camera aia. Să crezi tu că mă mai duc acolo. Tot ce trebuia să fac e să mă duc aici. Și să văd eu chestia asta, să o observ. Dar cine să observe? Pe bune acum. Așa. Și se deschidea ușa și de aici nu mai știu. Ok. Hai să vedem. Asta... Nu are importanță. Credeți-mă că am emoții, căci cu cât am avansat mai mult în joc, cu atât... Trenul Thomas? Tu ești? Trenul Thomas? Trenul Thomas! Ai reușit să o duci pe Carmen? Da. Ok, păi, hai să mai mergem pe aici. Oh my god. Nu, nu mai stau lângă bebele ăla. Deci nu mai vin aici. Orice ar fi, nu mai vin. Gat. Opa! Ce-a fost cu sunetul ăla horror? Dude. Și trenul Thomas. Unde e asta, Carmen? Aici sau aici? Ok. Hai să vedem. Pregătiți-vă pentru ce mai rău, nu se știe. Du-te în pana mea! Bă, mi-a sărit inima din piept, ești terminat? Jocule! Mi-a sărit inima din piept, dude! Ce se aude? Dar ce-i cu sunetul ăsta? Nu mai pot să intru la bucătărie. E clar. Ua, dar de ce mi se mișcă așa? Ciudat. Oh! Vedeți și voi? Ok, ce a trebuit să observ eu din asta? Roșu e... Stai. Deci casa este... doi... floarea este, stați așa să urmăresc linia verde, 9,
Copacul este... Nu e nimic. A! Stai! Mai e și galbenul ăla. Dar unde duce? A, cred că la 5. Cred. Deci 2, 9, 5 și soarele e albastru, da? 1. 2, 9, 5, 1. Păi, gen, ok, dar... dar de ce îmi face așa filmarea? What the fuck? Ok, și cum ar trebui să mișcă din asta? A, 4, 6, a! Deci, 2. Mai jos. 9. Mai jos. Hai mă, dă-i mai jos. Mamă, dar e controlul ciudat. Dă-i la 5. Ok. Mai jos, 1. Ok. A, ăsta a fost codul. Ok. F. Avem o cheie. Ok. Dar acum... ce trebuie să fac eu cu cheia asta? Cred că trebuie să o bag la curuleț, să mă șterg cu cheia la curuleț și... da. Mamă, dar ce-s cu sunetele astea? Oh! F? Oh! Păi ok, dar gen, unde trebuie să folosesc cheia aia, mă? Aici nu-i nimica. Oare am folosit-o la ușa asta? Nu știu, posibil. Credeți-mă că sunt total confuz, dude. Sunt total confuz. Oh, suntem la etaj. Ma, e creepy rău la etaj. E creepy rău de tot. Parcă văd ceva acolo. Bă, așteptați-vă la orice, așteptați-vă, că... vă zic eu, poate să apară orice, oricând. Dacă a fost jumpscare-ul ăla, bine, alea două chiar. Bă, mi se pare mie să uit puțin schimba locul ăsta. F. Ok, am mai găsit o chestie de asta. Ok. Oh, s-a deschis ușa iară și cred că mai mergem o dată. Deci cred că de data asta o să fie mult mai rău. Cred că de data asta. Oh my god. Nu mai e muzică. Ok. Evil Inside. What? Mamă, ce-i cu caracterul ăsta? Mâncați aia șpana ta. E urât rău. De ce ai rămas așa? Oh! M-a scos de pe joc! What the fuck? M-a băgat. M-au băgat la jocul lor. Evil Inside pe Steam. What the fuck? Uitați, deci m-au băgat efectiv pe platforma Steam. Și este jocul acesta, Evil Inside. Și vedeți aici planned released data 25/3/2021. Deci cică o să-l bage pe... adică mâine, mă, mâine. Ești nebun? Bine, eu când fac filmarea acum, astăzi când vedeți voi filmarea, cică ar fi apărut jocul. Ar fi lansat pe Steam. Acum nu știu. Dar eu l-am instalat ăsta prolog. Da, mi-apare să-l instalez pentru că nu sunt conectat la contul meu de Steam. Ok? Deci, cam asta e faza cu jocul. Nu știu, dacă vă multe like-uri, dacă într-adevăr văd păreri bune despre acest joc și dacă v-a plăcut în general. Seamănă cu un joc pe care l-am mai văzut pe YouTube acum ceva timp, acum câțiva ani. Și dacă e, o să-l facem și pe ăla. Dacă văd acolo multe comentarii în care spun, da, bă, vreau să faci și acel joc de care ne spui și, da,
Păi, da, dacă v-a plăcut jocul, nu uitați de un like, subscribe, share, follow pe Instagram, aveți Instagram în descriere, la fel și linkul de la serverul de Discord, aveți totul în descriere, fain frumos. Și dacă știți voi alte jocuri pe care ați vrea să le mai facem, ați vrea să le dăm încercare, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, pa! She's